Stimați telespectatori, bine v-am găsit! Iată din pronia și din rânduiala divină, avem bucuria ca la emisiunea de astăzi să putem spune că am încheiat anul, ceea ce numim noi 31 decembrie, când se încheie cumpăna dintre un an vechi și începutul dintre un an nou. Această noire pe care noi o numim timp, sau o înnoire a timpului, sau o anamneză a timpului, o putem numi și înnoire duhovnicească, și înnoire sufletească, și înnoire materială, și înnoire spirituală, și înnoire intelectuală, în toate domeniile. Putem spune că tot ce este în jurul nostru putem pune într-o cumpănă sau putem pune într-o balanță și putem trage o linie să vedem ce am putut realiza de-a lungul unui an de zile, cu bune și cu rele. Ar trebui, după învățătura Sfintei Cărții a Scripturii și după învățătura Apocalipsei, ca faptele noastre cele bune să străbată până la cer, ca lumea văzându-le să slăvească pe Tatăl nostru cel ceresc. Dacă ne gândim la veșnicia lui Dumnezeu, dacă ne gândim la nemurirea sufletului, dacă ne gândim la termenul din crez mai înainte de toți vecii, dacă ne gândim la secole și vremi și decenii și veacuri, deci timpul nu este nici într-o înnoire, nu este nici într-o învechire. Cronologia este o terminologie istorică, dar care nu poate să concorde cu veșnicia lui Dumnezeu. Pentru că El spune, eu sunt și Alfa și Omega, adică și începutul și sfârșitul. Dar începutul lui Dumnezeu este prezentul lui sau prezența lui și sfârșitul lui Dumnezeu, deci sfârșitul, cum spune începutul și sfârșitul, este tot prezența lui, pentru că va veni pe norii cerului cu putere multă și va ședea pe tron de judecată, judecând cele 12 seminții ale lui Israel. Când vorbim de timp, vorbim de timpul lui Adam, cel din rai. Când vorbim de Dumnezeu, vorbim de timpul lui Dumnezeu mai înainte de a fi creată lumea sau cerul și pământul, vorbim de veșnicia lui Dumnezeu, vorbim de nesfârșita existență dumnezeiască și tot de aici putem vorbi de timpul izgonirii lui Adam din rai și putem vorbi de timpul Vechiului Testament și iată-ne actual, vorbim de timpul Noului Testament sau cum spunem noi după istorie, era înainte de Hristos și era de la Hristos, înainte erei noastre și era noastră. Deci Hristos a venit și a marcat veacurile, Dumnezeu a călcat în istorie, s-a deșertat în istorie, s-a arătat oamenilor pe pământ și a venit să-i mântuiască. De aceea, în momentul când vorbim de timp înnoit, vorbim de prezența harică a Duhului Sfânt în tot ce înseamnă spațiu, materie, și tot ce înseamnă dimensiune. Deci în momentul în care vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-L scoți în afara spațiului, a timpului și a materiei. Pentru că în momentul în care îl catalogăm între aceste elemente care sunt create și nu necreate, Dumnezeu nu poate fi măsurat și El nici n-are cum să fie măsurat, după cum ne spune fericit Augustin, ca un copilaș, în timp ce el se plimba cugetând la mărăția lui Dumnezeu pe malul mării, muta apa cu o coajă de nucă și l-a întrebat, ce faci, copile? Vreau să mut marea într-această scobitură. Păi cum să muți o mare atât de mare într-o gaură atât de mică? Dar tu cum vrei să-L cuprinzi cu mintea ta pe Dumnezeu? Și în clipa aceea copilul a dispărut. Era îngerul care îi vestise că se îmi ducea cu mintea în teologie mai presus de înțelepciunea și cuvântul dumnezeesc. Deci noi nu putem depăși tainele dumnezeirii fiind oameni limitați. Deci înnoirea timpului pentru noi este înnoire în Hristos, înnoirea timpului pentru noi este înnoire în Duhul Sfânt, înnoirea în timp este cu Sfânta Treime sau în numele Sfintei Treimi, se botează robul lui Dumnezeu în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, se altoiește în butucul cel veșnic Hristos și devine mlădiță cuvântătoare și roditoare, iar Tatăl este lucrătorul, împăratul timpului, împăratul veacurilor, împăratul cerului, împăratul pământului. Le putem ura tuturor doar sănătate, bucurie, rugăciune și mulți ani.
Oh.